Eu sunt angajatul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, sunt profesor de actorie și acolo am și baza. În rest, colaborez și îmi face plăcere acum o bună perioadă să-mi concentrez toată forța actoricească și toată creativitatea și ludicul în a reveni în fața telespectatorilor. Spuneți-mi cum este George Ivașcu ca și profesor? E exigent? Pică pe capete studenții sau dimpotrivă? Dimpotrivă. Am învățat de la profesorul meu, Demre Dulescu, că ei sunt acum niște tineri la început de drum și atunci singurul lucru pe care îl fac este să le recapăt încrederea. Să-și recapete încrederea și ăsta e lucrul cel mai important. De ce zic asta? Pentru că și eu am fost lipsit de încredere și a contat foarte mult. Când țin minte, când anul întâi nu știam ce să fac cu mâinile, eram și mic de statură și aveam așa un soi de crispare. Și odată m-a luat temperamentul și am început să dau din mâini, să zic nu se poate, domn profesor. Și domn profesor Demre Dulescu, așa înțelept, îl țin minte și acum avea o geacă albă și părul alb, așa parcă era Moș Crăciun, zice, am crezut să mă certe, că ce e asta? S-a uitat așa înțelept la mine și zice, bravo Gică, ăsta ești tu, dă din mâini. Și atunci această lecție care am primit-o atunci de încurajare, asta este, dacă vreți, direcția principală pe care o am cu studenții. Evident, exigența vine nu pentru că aș fi eu un profesor exigent, ci este exigența profesiei. Trebuie să vii cu textul învățat, trebuie să vii la timp. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le faci toată viața, pentru că ele trebuie învățate odată pentru totdeauna, și anume la școală. Vorbeați un pic mai devreme de faptul că sunteți mic de statură. Ați suferit vreodată din cauza asta? Nu știu, poate în adolescență, când, nu știu, poate vă plăcea de o fată care era mult mai înaltă decât dumneavoastră? Nu, n-am suferit. Din contră, am luat lucrul ăsta ca pe un cadou. De ce? Că am zis, în momentul în care, ok, nu îndeplinesc niște standarde, așa cum le văd majoritatea oamenilor, atunci trebuie să suplinesc cu altceva. Și atunci am suplinit, să zic, cu ideea de a bucura pe ceilalți. Dar născut, din câte observ. Da, îmi place să știu că oamenii zâmbesc și atunci iată cum un așa zis defect poate deveni un atu, pentru că mi-am dat seama că această statură îmi dă o altă direcție, anume aia de a-i face pe oameni să zâmbească.